Un nou regulament privind accesul mașinilor în peninsulă a fost lansat în dezbatere publică de către Primăria Constanța. Acesta prevede că în zonă vor mai avea acces ambulanțele și mașinile de intervenție, mașinile rezidenților și ale agenților economici din zonă. Inițiativa este susținută de constanțeni care spun că orașul este sufocat de mașini în ultima perioadă. Ar fi foarte ok să nu se mai circule în zona aceasta istorică. Minunat, ce să zic, ar fi absolut fantastic atât timp cât se vor oferi soluții alternative. Unde să parchezi mașina? Nici cei care vin cu mașina la Catedrala Sfinții Apostol Petru și Pavel, care se află în peninsulă, nu scapă de restricții. Regulamentul stabilește și numărul mașinilor celor care participă la evenimente religioase, precum nuntă, botez sau mormântare. Însă numărul este de maxim 5 vehicule admise, iar timpul de staționare este de 2 ore. Un astfel de proiect a mai fost votat acum 3 ani, dar a fost activ pentru scurt timp, fiind suspendat în instanță, deoarece documentul nu era însoțit de un studiu de impact. Noul regulament are studiu, dar vine și cu restricții mai dure. De exemplu, în cazul rezidenților persoană fizică, intrarea în peninsulă va fi permisă doar pentru un vehicul pentru fiecare unitate locativă. Beneficiile sunt însă nenumărate, spun reprezentanții primăriei, care dau exemplu orașelor mari din Europa, unde zonele pietonale sunt din ce în ce mai multe. Acest acces se va face în anumite condiții, astfel încât zona respectivă să atragă din ce în ce mai mulți pietoni, atât constanțeni și turiști, și să crească până la urmă valoarea urbană și beneficiul economic în acea zonă. Gândiți-vă că un număr redus de autovehicule va scădea poluarea fonică, poluarea aerului, cei care se plimbă pot face în siguranță, având în vedere că traficul auto va fi unul redus. Deci sunt multe categorii de persoane care vor avea de câștigat. Dacă proiectul va fi votat, Primăria Constanța va emite legitimații de acces rezidenților și va permite intrarea mașinilor instituțiilor publice, dar și celor care desfășoară activități și servicii, precum aprovizionare, utilități publice, catering și curierat.